Wow, Mary! Uită-te la acest tort! Nu am mai văzut un tort mai mare în viața mea! Cred că știu cum îl putem încerca! Pentru a ajunge în vârf, cu siguranță avem nevoie de o scară! Haide! Mai repede! Haide! Și știu cum să facem tortul și mai gustos! Ce zici să-l acoperim cu glazură de ciocolată? Tortul se va transforma într-o clipă! Miley, ești un geniu! Ai ieșit foarte tare! Bate palma! Hopa! Scara nu pare să fie foarte stabilă! Ah! Wow! Unde suntem? Nu știu, dar se pare că suntem în fața unei provocări! E și un buton aici! Wow, ce tort frumos și delicios! Eu voi fi prima care apasă butonul! Super! O grămadă întreagă de fructe proaspete! Perfect pentru o zi caldă de vară! Nu am mai mâncat de mult fructe de pădure atât de coapte! Acum mă pot bucura de ele! Oprește-te din mâncat! Trebuie să decorezi tortul! Și nu te uita așa la mine! Fructele sunt ale tale oricum! Exact! Cu tortul aceste fructe vor fi și mai gustoase! Voi pune murele deasupra! Dar cum să decorez tortul cu o portocală? Aparent trebuie să-mi amintesc practicile de karate! E bine că am mereu la mine o sabie de samurai! Portocalo, îmi pare rău, dar s-a zis cu tine! Ia! Ține asta! Au! Doare! Da, un ninja adevărat! Și o portocală te poate bate! Te îndoiești de abilitățile mele? Acum îți voi demonstra contrariul pe restul de fructe! Pregătește-te din timp! Altfel mă vei invidia! Oh, da! Wow! Impresionant! Gata! Pot deveni din nou Mary cea obișnuită, care nu va tăia fructe, ci se va bucura de tort! E timpul să-mi feliez o bucată! Acum pot să-l mănânc! E pur și simplu uimitor! Miley, îmi pare rău că nu ai gustat! Deși nu, nu-mi pare, am mâncat tot! Dar nu-ți face griji, te așteaptă decorațiunile tale! Acum aflăm ce primesc! Ei bine... De ce Mary a primit o grămadă de fructe dulci și o grămadă de ceapă oribilă? Nu e corect? Deja simt mirosul! Nici nu știu ce să fac cu ea! Exact! Din moment ce nu pot face tortul mai gustos, de ce să nu-l fac măcar frumos? Asta se poate face, de exemplu, transformând o ceapă într-o floare! Și cu cât sunt mai multe flori, cu atât tortul va fi și mai frumos! Uite! Chiar pare că tortul verde e înflorit! Și usturoiul arată ca niște muguri îmbobociți! Cred că e o capodoperă! Ceea ce nu pot spune cu siguranță despre gust! Dar sper la ce e mai bine! Deci? Dacă ai ști cât de rău îmi pare pentru tine! Dar mănâncă mai repede! M-am săturat să aștept! E oribil! Aspectul 10 din 10! Gust 0! Oribilitatea asta e pur și simplu imposibil de mâncat! Și îmi vine să plâng de la ceapă! De ce sunt așa de ghinionistă? Gata, gata! Nu mai plânge! Ține șervețelul ăsta, ar trebui să te ajute puțin! Mulțumesc! Îmi șterg lacrimile și îmi suflu nasul! Mary, ești o prietenă adevărată! Nu credeam că o să-ți sufli nasul! Dezgustător! Wow! De data asta avem torturi albastre! La o parte, eu apăs prima butonul! De ce am iar ghinion? Mai întâi ceapa, acum ouă crude! Cum pot să decorez tortul cu ele? Sunt scârboase! Baftă, prieteno! Bine, am o idee! Gălbenușurile se pot întinde deasupra! Și încerc să fac o cremă din albușuri!
pentru asta amestec albușurile cu zahăr și unt. Se pare că am obținut o cremă foarte groasă cu textură plăcută. Și acum pot decora cu ușurință tortul cu ea. Uite ce frumusețe! E timpul să gust! Oh, da! Miley, de ce nu guști gălbenușul? De asemenea, e foarte gustos! Ce mai prietenă! Trebuie să mănânc rapid gălbenușul cu o bucată delicioasă de tort! Care, apropo, a ieșit grozav! Să vedem cu ce voi decora eu tortul! Miley, nu fi supărată! În runda asta eu am cel mai mare ghinion pentru că va trebui să decorez tortul cu inele de ardei iute! E desigur strălucitor și foarte frumos! Dar ce v-am spune că în curând îmi va fi foarte rău? Și asta nu e tot! Tortul diavolului cu coarne de diavol! Pare înfiorător! Eu zic că nu e așa de rău! Nici eu nu sunt un înger! Așa că poate chiar îmi va plăcea acest tort! Dar de ce pălăvrăgesc atâta? De ce să nu-l gust mai repede? Nu e așa de... Oh, nu! Mary, vei arde totul! Ce coșmar! Trebuie stins! Și tortul se descurcă de minune! O, da! Tortul a mers foarte bine! Fără ardei nu e deloc rău! Ce mai e și asta? Nici nu mă satur cu așa tort! Da, tortul e mic! Trebuie să ne dăm seama cum să decorăm un astfel de pui de tort! Mai întâi trebuie să aflăm cu ce! O, pentru o prăjitură mică, borcane mici de Nutella! Ei bine, tot ce mai rămâne de făcut este să-mi pun ochelarii! Pentru că începe o adevărată microgătire! Nu am mai fost niciodată nevoită să desenez cu Nutella până acum! Dar trebuie să recunosc, poate fi foarte distractiv! Și cel mai important, tortul poate deveni foarte frumos! Probabil și foarte gustos! Asta e sigur! Dar îl voi verifica puțin mai târziu! Mai întâi vreau să știu cu ce-ți vei decora tu, micuțul Miley! Oh, cu ochi de jeleu! Îi iubesc foarte mult! Și va arăta grozav deasupra acestui tort! Poftim? Nu a mai rămas nimic din tort! Ce neîndemânatică sunt! Deși tortul a fost foarte gustos, mi-a plăcut! Nu mai plânge! Miley, trebuie urgent să te aduni! Aici, am pudră! Aranjează-ți fața! Mulțumesc, Mary! Numai decât îmi voi reveni la normal! Mi s-a părut! Apciu! Noroc! Ascultă, Mary! Se pare că prăjitura ta a zburat! Cum a zburat? Am așteptat atât de mult să mănânc! Și de ce sunt atât de ghinionistă? Totul din cauza ta, Miley! Te-am ajutat, iar tu? Ține asta! Oh, cred că am exagerat puțin! A fost cel puțin nepoliticos! La o parte! De data asta eu voi fi prima! Și de ce mă rog? Renunță! Și eu vreau! Mary... Ce ai făcut? Mi-ai stricat tortul! Uite ce îngrozitor arată acum! Da, arată așa și așa, dar nu am făcut-o intenționat! Am reușit să-i dau o formă și mai interesantă decât a avut inițial! Și acum voi afla cu ce îl voi decora! Pochi, tare! Pur și simplu ador stixurile astea! Și vor arăta grozav pe tortul meu! Știu cum să fac! Uite! Am un arici foarte dulce! Și îi voi face fățucă cu dinți de jeleu și ochi! Mary, ce zici? Înfiorător arici! Eu cred că e foarte drăguț!
Acest lucru desigur e excelent. Dar și mai important e ca acest arici să fie gustos. Există o singură modalitate de a afla. Voi începe de la botic. Delicios! Și înfiorător. Trebuie să aflu cu ce voi decora tortul. Nu! Nu asta! Mi-e foarte frică de caracatițe! Uită-te doar la ea! Deja pare că vrea să mă mănânce! Haide, e foarte drăguță! Uite cum își poate mișca tentaculele! Bine, sper că o pot face! Sigur nu va fi o decorațiune frumoasă! Așa că trebuie doar să o gust rapid și să uit. Ia cu caracatiță! Ce-am făcut să merit asta? Bine, voi gusta! Oh, monstrul ăsta se uită la mine! Ce coșmar! Vrea pe mine! Firar! Ia-o! Miley! Ajutor! Încerc, dar te-a prins foarte strâns! Haide, desprinde-te! Pleacă de aici! Dispar din fața mea! În sfârșit, nu mi s-a întâmplat nimic mai groaznic! Ce oribil! Abonează-te la Multidu Challenge pentru a nu rata următoarele provocări distractive! Scrie-ne în comentarii ce tort din videoclipul de azi ai vrea să guști! Pe curând!